Mă bucur să fim din nou împreună. Pace! Aș dori să vă prezint un alt personaj din Noul Testament, asta doar ca să mă asigur că nu credeți că singurul care a contribuit la Noul Testament este Pavel. Nu, în Noul Testament avem privilegiul să ne întâlnim cu vocea, cu perspectiva, cu învățătura apostolilor. De fapt, una din imaginile care îmi place, pe care le apreciez cel mai mult, imagine sugerată de un teolog britanic, este că în Noul Testament avem posibilitatea să participăm la o masă rotundă apostolică, în care l-auzi și pe Petru, l-auzi și pe Iacov, l-auzi și pe Pavel, Matei contribuie și el, Luca scrie și el, da? Așa că este privilegiul nostru să stăm undeva în fundal și să-i auzim. Să-i auzim pe ei cum discută despre acest lucru neașteptat de ei. Personajul pe care vreau să vi-l prezint în această dimineață, din grupul lor, este poate cel mai special din acest grup de 12. Distinția lui este că a fost cel mai bun prieten al Domnului Iisus Hristos. Gândește-te la prietenul sau prietena ta cea mai bună, fă-ți un mic inventar a ceea ce înseamnă asta pentru viața ta și omul cu care ne vom întâlni astăzi în baza sau pe baza călăuziți descrierea lui stă în fața noastră ca cel mai bun prieten pe care Iisus din Nazaret l-a avut în viața pe care a trăit-o. Mai are o distinție specială acest om. Este ultimul care a rămas în viață. Au fost 12 la început, aleși de Iisus, aleși să fie la oaltă cu El, să învețe de la El, să fie folosiți de El. Și dintre toți, unul a murit în rușine. Ceilalți și-au sfârșit misiunea și viața în felul în care le-a fost rânduit de Dumnezeu. Și acum a rămas doar unul singur. Ultimul în viață. Cu siguranță este bătrân, are vocea stinsă, poate cu plete albe, îngreunat de ani, dar totuși cu prospețimea acelor amintiri, acelei experiențe deosebite pe care a avut-o în urmă cu 10 de ani. Se întâmplă că și situația în care ne vorbește este o situație specială. Creștinismul are deja 60, 50, 60 de ani, 5, 6 decade de mărturie creștină și de multe ori ai putea spune că acel entuziasm de la început, acea efervescență de la început, acea unitate de la început, a ajuns să fie mai degrabă o amintire
decât experiența lor. Ascultați ce spune la un moment dat. Ei au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau dintre ai noștri. Deci biserica, nu trec prea mulți ani și se frământă cu această realitate. Se rupe, se fragmentează. Unii ies din mijlocul nostru și nu mai sunt dintre ai noștri. Pentru că, spune Ioan, de fapt nici nu au fost dintre ai noștri. Vă invit, deci, să vă folosiți imaginația și să stăm în camera în care acest ultim ucenic în viață al Domnului Iisus Hristos își da până amintirile. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Dați-mi voie să apăs pe butonul de pauză momentan, pentru că aceste patru versete, așa cum sunt ele, chiar la început, de multe ori le parcurgi fără să pătrunzi toate profunzimile lor. Merită să fie puse puțin deoparte, doar ca să vedeți contextul în care Ioan ni se adresează. Cu siguranță ați văzut accentul pe care Ioan îl pune pe elementele caracteristice ale martorului, ale martorului ocular. Am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, am privit, adică am examinat, ne-am uitat cu atenție. Ba mai mult, am îndrăznit și să verificăm cu mâinile noastre, să ne asigurăm că ceea ce văd ochii și ceea ce, ce aud urechile noastre nu este o închipuire a minților noastre. Nu sunt fantome, nu sunt doar idei. Este realitate. Este viață pe care s-o vezi, viață pe care s-o auzi, viață pe care s-o atingi. Nu este doar Duh. Acesta este privilegiul pe care el a avut. Nu numai el, ci ceilalți 11. Lor Dumnezeu le-a pregătit o experiență de care n-a făcut parte nimănui înaintea lor și nimănui după ei. Au avut ocazia să vadă viața, viața în trup, viața întrupată, să stea la masă cu ea, să se plimbe, să umble împreună cu ea, să o audă, să vorbească cu ea, să o atingă, să se asigure că este realitate și nu doar o închipuire și nu o închipuire a gândirilor.
Și de aceea, în cazul în care am pierdut prima dată când ne spune ce am auzit și ce am văzut, el revine la aceste două verbe. Vreau să vă conving, ne spune el, că ceea ce subiectul despre care vă vorbesc nu este o idee a noastră, este ceva real, ceva cu care ne-am intersectat în cel mai real mod. Ce am auzit și am văzut, ce am examinat, ce am atins. Deci, ce am văzut și am auzit. Ioan vrea să se asigure că nici unul dintre noi nu-i luăm cuvintele ca fiind cuvinte descriptive ale unui basm, ale unei legende, ale unei idei frumoase care s-a născut în mintea lui. Nu, nu, nu. Suntem martorii oculari ai acestor evenimente. Pe noi Dumnezeu ne-a pus deoparte, nu știm de ce a făcut-o, dar ne-a pus deoparte ca să avem această experiență deosebită cu Fiul Său. Nimeni nu a avut aceeași experiență, nimeni nu o va mai avea. Dar când Dumnezeu face un astfel de har unui grup de oameni, așteaptă ca acel har să nu se oprească la ei. Și Ioan își dă seama de responsabilitatea pe care o are. Dacă Dumnezeu ne-a făcut parte de o astfel de ocazie să avem părtășie, comuniune cu Fiul Său, înseamnă că această experiență n-are voie să fie oprită la noi. Noi nu putem să o ținem doar pentru noi și de aceea vă scriu ca să vă invit și pe voi la o experiență similară. Da, voi nu-L veți vedea cum L-am văzut noi. Da, voi nu-L veți auzi cum L-am auzit noi. Voi nu-L veți putea atinge cum L-am atins noi, să-L examinați ca și noi. Dar ceea ce vă spun eu, prin ceea ce vă spun eu, este o invitație ca să aveți o experiență similară cu a noastră. Vă scriem aceste lucruri ca să vă invităm la părtășie cu noi. Părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și aici cred că ne întâlnim cu unul dintre cele mai remarcabile versete din toată Scriptura. Nu este la fel de remarcabil în forma în care este dată în Scriptura, în traducerea Cornilescu, dar aici va trebui să mă îngăduiți să fac o mică paranteză tehnică. Una din pasiunile vieții mele este să lucrez cu manuscrisele Noului Testament. Manuscrise în baza cărora, sau manuscrise folosite de specialiști ca să traducă Bibliile în limbile noastre. Ca să ne dea un text cât mai apropiat de textul original. Textul original care s-a pierdut. Dacă ați observat, dacă ați urmărit textul vostru în timp ce recitam, ați văzut că la versetul 4 am făcut o mică modificare. Traducerea Cornilescu spune, v-am scris aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și când am recitat eu, am schimbat o literă și am spus, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. E, într-adevăr, la vremea în care fratele Cornilescu a tradus, majoritatea textelor care se cunoșteau, majoritatea manuscriselor în limba greacă, pe care le-a putut consulta sau le consultau specialiștii, păstrau această lecțiune. Ca și în limba română, în limba greacă, între cele două cuvinte, bucuria noastră sau bucuria voastră este diferență de o singură literă. De când a tradus însă fratele Cornilescu, cercetătorii au scos la iveală
un grup de alte manuscrise, mai vechi decât cele pe care le-ar fi putut consulta fratele Cornilescu. Manuscrise care ne duc mai aproape de originalul lui Ioan, care s-a pierdut. Și astăzi este aproape în unanimitate acceptat de către specialiști că, într-adevăr, Ioan a folosit acolo nu cuvântul voastră, ci cuvântul noastră. Am închis paranteza tehnică doar ca să explic de ce am folosit noastră și nu voastră. Și acum vreau să scot în evidență ceea ce mie mi se pare unul dintre cele mai remarcante, cele mai frumoase versete, profunde versete din tot Noul Testament. Ascultați de fapt ce spune Ioan. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă scriem aceste lucruri ca să vă invităm și pe voi la această părtășie. Și v-am scris aceste lucruri ca bucuria noastră să fie deplină. Vă dați seama ce spune Ioan? Noi am fost cu Iisus Hristos și totuși bucuria noastră încă nu este deplină. Noi l-am văzut, l-am auzit, am avut parte de acea experiență unică pe care Dumnezeu a dat-o pământenilor de a fi cu El 3 ani de zile. Și totuși bucuria noastră nu este deplină. Singurul mod prin care bucuria noastră poate să fie deplină este să vă facem invitație vouă să aveți parte de părtășia și de comuniunea cu Fiul lui Dumnezeu. Atunci, în sfârșit, bucuria noastră va fi deplină. Iată de ce este importantă această scriere. Este importantă nu doar ca Ioan să își îndeplinească misiunea să dea mai departe, să ofere mai departe altor generații experiența pe care a avut-o el. Nu doar să le spună despre ea, dar să invite, să-i cheme, să pledeze cu el, cu ei, să vină și ei la părtășie. Da, lor Dumnezeu nu le va face același har ca și apostolilor, dar veniți pentru că părtășia încă este posibilă și de fapt până când voi veniți, atâta timp cât voi nu acceptați această invitație, bucuria noastră nu poate fi deplină. Chiar dacă am stat cu El, chiar dacă L-am văzut, chiar dacă L-am auzit, bucuria noastră încă nu este deplină. De aceea vă invităm să veniți la părtășie cu Tatăl și cu Fiul doar atunci. Când veniți și voi la părtășie, doar atunci, în sfârșit, bucuria noastră va fi deplină. Ei, invitația asta pe care Ioan o face, pentru a fi primită, sau când este primită, stă în fața a două pericole mari, două piedici mari. Cele două piedici sunt tratate de Ioan pe parcursul epistolei și sunt însumate în spatele a două propoziții. În prima parte, Ioan se ocupă de o piedică mare în calea părtășiei cu Dumnezeu, pe care el o subsumează prin cuvântul păcat. Și de aceea în prima parte ne spune și dorește să vorbească despre Dumnezeu care este lumină. În partea a doua ne va vorbi despre Dumnezeu care este dragoste. În alte cuvinte, Ioan spune, dacă vrei să vii la părtășie, există două calități esențiale despre Dumnezeu pe care trebuie să le înveți, despre care trebuie să știi. Dumnezeu este
lumină, în prima parte, Dumnezeu este dragoste, în partea a doua. Desigur, Ioan ne spune că Dumnezeu este mai mult decât lumină sau dragoste. Sigur, Dumnezeu este neprihănit, Dumnezeu este adevărat, Dumnezeu și așa mai departe. Sunt foarte multe alte atribute, dar în forma aceasta de propoziție, Dumnezeu este cu tare și cu tare. Există doar două afirmații ale lui Ioan. Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este dragoste. Așa că atunci când vii la părtășie cu Tatăl și cu Fiul, trebuie să reții aceste adevăruri despre Dumnezeu și să știi că părtășia cu ei nu se realizează oricum. Pentru că vii la comuniune cu un Dumnezeu care este lumină și cu un Dumnezeu care este dragoste. Această secvență o vom urmări și noi în această dimineață și după masă. Să vedem ce înseamnă că Dumnezeu este lumină, ce înseamnă că Dumnezeu este dragoste și felul în care aceste două adevăruri despre Dumnezeu facilitează venirea noastră la părtășie cu Tatăl și cu Fiul. De ce? Pentru că Ioan, prietenul lui Iisus, ne invită. Și fără venirea ta și fără venirea mea, bucuria lui încă nu poate să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă vestim, vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Dacă păzim poruncile lui, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea de Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Preobiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați auzit-o de la început. Care ați avut-o de la început. Și porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la noi, la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că rămâne în el și urăște pe fratele, că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este nicio pricină de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu copilașilor
pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, pentru că fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel rău. V-am scris copiilor, pentru că ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și ați biruit pe Cel rău și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe Cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și lumea și pofta ei trece. Eu rămâne în viac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că deja s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta știm că este ceasul din urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit tocmai ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi aveți ungerea din partea celui Sfânt și știți toate, orice lucru. V-am scris nu pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este mincinosul, acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Tatăl și în Fiul. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri datorită celor care încearcă să vă înșele. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum vă învață ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă este în neprihănire, este din Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță. Oricine păcătuiește, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Oricine trăiește neprihănire este neprihănit, după cum El însuși este neprihănit. Oricine păcătuiește este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Apăs pe butonul de pauză din nou. Pentru că aici, de fapt, este unul din locurile unde vei putea vedea tranziția de la Dumnezeu este lumină la Dumnezeu este dragoste.
Ați văzut însă, sper, cât de des aduce Ioan în discuție problema păcatului. După ce ne spune că Dumnezeu este lumină la început, după aceea desfășoară argumentul său revenind deseori la această realitate, realitatea păcatului. Atunci când vrei să vii la părtășie cu Tatăl și cu Fiul, stai în fața acestei piedici imense, enorme, pe care Ioan o numește în diferite feluri, păcat, fără de lege, nelegiuire și așa mai departe. Acum, sunt foarte multe unghiuri din care am putea înțelege sau analiza ceea ce ne spune Ioan despre păcat. Cel pe care vreau să vi-l propun în această dimineață este un aspect pe care nu există să nu-l fi observat când aș citit Ioan. Un aspect care de multe ori este prezentat sub forma unui paradox, dacă nu chiar contradicție, așa cum spun alții. Iată la ce mă refer. Dacă aveți textul în față, vă rog să deschideți la, să urmăriți capitolul 1. Este un grup de versete acolo, ne întâlnim cu un grup de versete acolo, în care ideea pe care Ioan o expune și la care revine periodic, este una simplă. Poți păcătui ca și creștin. De fapt, de aceea ne și scrie, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă păcătuiți, iată ce să faceți. Dacă ziceți că n-aveți păcat, vă înșelați singuri, ne spune eu. Dacă ziceți că n-ați păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. În alte cuvinte, parcurgi capitolul 1 și vei vedea această realitate supărătoare pentru fiecare din noi, dar realitate din punct de vedere al Scripturii, din punct de vedere al lui Ioan, anume faptul că încă mai păcătuim. Se întâmplă să păcătuim. De fapt, așa cum am spus, de aceea ne și scrie Ioan. Ca să știm ce avem de făcut în cazul în care se întâmplă să mai păcătuim. V-am scris aceste lucruri ca să știți, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl o jertfă. Nu trebuie să-ți ascunzi păcatul, ci trebuie să-l mărturisești. Asta este ceea ce Ioan scrie în capitolul 1. Dar în capitolul 3 se întoarce placa. Și stai în fața unui mesaj opus de ceea ce ai citit în capitolul 1. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Cine păcătuiește nu l-a văzut și nu l-a cunoscut. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu numai că nu păcătuiește. Nu poate păcătui. Dragă Ioane, ce ne faci? În capitolul 1 ne spui că se va întâmpla să mai păcătuim. În capitolul 3 ne spui că cine este născut din Dumnezeu nu numai că nu păcătuiește, dar nu poate să păcătuiască. Cum să le înțelegem pe astea? Păi iată cum le-au înțeles alți oameni. O bună parte din teologi, doar ca să vedeți de ce vă rugăm să vă rugați pentru noi, să ne purtați în rugăciunile voastre. O bună parte din teologi spun că Ioan era bătrân. Ajunsese la vârsta la care uiți repede.
Și când scrie capitolul 1, nu știe unde o să ducă lucrurile în capitolul 3 și când ajunge în capitolul 3, uita ce a spus în capitolul 1. Să fim îngăduitori cu bătrânul Ioan. Asta se mai întâmplă. Deci, hai să nici nu discutăm problema, pentru că nu este de fapt un paradox, este paradoxul bătrâneții. Uitat Ioan, este puțin senil și nu mai știe ce spune de la început la sfârșit. Nu este rezolvarea. Dar iată că astfel de soluții vin din partea teologilor, nu din partea laicilor. Vedeți de ce avem nevoie de rugăciunile voastre. O altă împăcare a dilemei dintre capitolul 1 și capitolul 3 este o alunecare într-una dintre cele două pante extreme. Pe de o parte, este panta perfecționismului. Ioan spune că dacă ești născut din Dumnezeu, nu numai că nu păcătuiești, dar nu poți păcătui. Aceștia sunt cei care, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, îți spun că creștinul născut din nou a ajuns la o perfecțiune morală, este părtaș la o perfecțiune morală care exclude nu doar păcatul, dar și posibilitatea de a păcătui. Am întâlnit astfel de oameni. De fapt, când îmi făceam practica pastorală la Deva, în urmă cu 20 de ani, era în biserică un astfel de grup. Grupul celor perfecționiști. Ei îți spuneau pe baza cuvântului lui Ioan adevărul pe care Ioan îl spune în capitolul 3. Dacă ești născut din nou, nu numai că nu mai păcătuiești, dar nu mai poți păcătui. Și ca atare, după ce au ajuns la concluzia că nu pot să convingă restul bisericii de acest adevăr biblic, așa cum spuneau ei, s-au retras din biserică, au plecat din biserică, nu au dorit să mai aibă părtășie cu restul, cu noi ceilalți, cu păcătoșii. Ei sunt născuți din nou și dacă sunt născuți din nou, sunt perfecți, nu mai pot păcătui și nu mai păcătuiesc. Aceștia sunt prezenți nu numai în România, nu numai în Deva, peste tot. De fapt, chiar și pastori și predicatori de proeminența lui Charles Spurgeon a avut astfel de oameni în biserica lui. Sfatul lui era să verși cafea fierbinte pe costumul lor, să vezi cât de perfect sunt. Să lași ca reacția lor la un astfel de incident să-i trădeze. N-am îndrăznit să fac lucrul acesta în Deva, deși ar merita din când în când. Oricum, este o pantă, o alunecare, o aplecare înspre extrema perfecționistă, care vreau să subliniez din nou, are suport scriptural. Este acolo negru pe alb. L-am citit. Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui. De cealaltă parte, ai pericolul alunecării în extrema opusă. Deci Ioan ne spune că vom continua să păcătuim. Păi dacă nu suntem perfecți, dacă tot mai putem păcătui, păi atunci hai să o facem așa, cu zel. Să o facem gustând păcatul. Veți vedea că această problemă o regăsim nu numai la Ioan. Ne întâlnim cu ea la Pavel, ne întâlnim cu ea la Petru, în scrierile lui Pavel, în scrierile lui Petru. Deci era o situație reală în biserica primară. Cei care înțelegeau mesajul lui Ioan
Dacă se întâmplă să păcătuiești, păi hai să, dacă se întâmplă să păcătuiești, asta înseamnă că am putea să și continuăm să păcătuim, pentru că și așa nu suntem perfecți. Iată două extreme care nu rezolvă deloc mesajul pe care Ioan dorește să-l comunice în totalitate în această epistolă. Ce soluție ne rămâne? Iată ce soluție ne rămâne. Este să ne aplecăm din nou asupra textului și să-l citim cu mai multă atenție. Și aici din nou va trebui să fac apel la o altă chestiune tehnică, ceea ce ține de gramatica limbii grecești în care a fost scris acest text. Pentru că ceea ce este în textul nostru, dar nu se vede foarte vizibil, nu este foarte vizibil, ajunge să fie sau este și se proiectează foarte proeminent în textul original sau în textul grecesc al acestei epistole. Vă rog să deschideți din nou la capitolul 3 și să subliniați acel lucru pe care vreau să-l scot în evidență. În limba greacă poți să spui, există diferență între a păcătui și a păcătui. Asta nu cred că vă ajută prea mult, așa? Dar am să vă dau un exemplu. Există, poți să faci diferență la nivel de elemente de gramatică ale limbii între a bate la ușă sau a bate la ușă. Până cineva îți deschide. A bate la ușă, mergi, bați de trei ori, nu deschide nimeni, ai plecat. Sau a bate insistent la ușă. A bate și a rămâne, a continua să bați la ușă până ți se deschide. Iată ce înseamnă aceasta în termenii textului grecesc. Ioan face deosebire între a păcătui accidental. A păcătui pentru că nu poți să nu păcătuiești, dar nu a trăi în păcat, ci a aluneca accidental în păcat. De cealaltă parte, a păcătui în mod habitual, a păcătui în mod constant, a păcătui ca mod de viață, a trăi în păcat. De fapt, este termenul pe care fratele Cornilescu îl și folosește într-unul dintre versete. Iată o altă ilustrație care s-ar putea să vă ajute să înțelegeți diferența dintre a păcătui accidental și a păcătui ca mod de viață. Când eram la facultate, stăteam în gazdă la familia Carțiș, familia Carțiș, o familie de creștini, dragă. Nelu Carțiș era pensionat de boală, Livia era și ea pensionată de boală. Și pentru că stăteau acasă și se îndeletniceau cu multe aspecte ale lucrării Domnului, aveau totuși timp să-și țină casa la perfecție. Ordine, curățenie, toate vasele aliniate, aspirat întotdeauna, curat, perdelele, paturile făcute. Ei, camera mea nu era așa. Camera mea era undeva în spate. Și acum țin minte de multe ori când intra Livia acolo. Nu mai știa dacă este covor sau doar parchet, pentru că erau 3-4 rânduri de haine. Ce se întâmpla? Din când în când aveau și ei musafiri. Veneau musafirii vineri seara și normal că se face puțină dezordine, dar cum plecau musafirii, cum Livia și Nelu intrau la ceea ce făceau ei cel mai bine. Făceau curățenie, făceau ordine, spălau vasele, aspirau.
se asigurau că apartamentul lor este adus din nou la curățenia pe care, prin care ei îl onorează pe Domnul. A apărut o mică dezordine, dar cum a apărut? Au rezolvat-o. La mine în cameră însă. O dată pe lună, da, făceam și eu curat, o dată pe lună. La mine era dezordine ca mod de viață. Am avut nevoie să mă căsătoresc ca să schimb acest aspect. Da. De obicei foloseam exemplul băieților mei în predică, dar după aceea mi-am dat seama că n-are rost să-l folosesc pe ei când eu am fost ca și ei. Da? Aviz părinților, care suntem de multe ori prea, cerem prea mult de la copiii noștri când noi înșine nu eram foarte diferiți de ei. Am închis paranteza familială. Da? Iată deci ce înseamnă mesajul lui Ioan. Pe de o parte, Ioan îți spune, nu ești perfect. Se întâmplă să păcătuiești. Chiar și când ești născut din nou. Chiar și când ești al lui Dumnezeu. Pentru că tot el îți spune, încă n-ai ajuns să-l vezi. Ce vom fi, încă nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Încă nu am ajuns acolo. Deci, cu siguranță, frați și surori, ne spune Ioan, se va întâmpla să mai păcătuim. Se va întâmpla să mai spui un neadevăr. Se va întâmpla să mai faci o nelegiuire. Se va întâmpla să mai piratezi un CD. Să mai xeroxezi o carte. Se va întâmpla. Dar atunci când se întâmplă aceste lucruri accidental, atunci când spui o vorbă nu din dragoste, atunci când îți lași ochii să se mai uite la unele imagini care nu-i fac onoare lui Dumnezeu, atunci când păcătuiești, nu ascunde păcatul. Îți scriu aceste lucruri ca să spun că păcatul tău are rezolvare. Jertfa de ispășire a fost deja dată. Ce mai rămâne ție de făcut este să vii, să mărturisești păcatul și să-l mărturisești cu credința că în momentul în care îl mărturisești, Iisus Hristos este drept și neprihănit ca să te ierte și să te curățească. Asta este viața de credință normală, spune Ioan. Se va întâmpla să mai păcătuiți. Dar dacă o faceți, nu uitați de jertfa de ispășire, jertfă nu doar o simplă plată, nu, o jertfă, o moarte. O moarte de Fiul de Dumnezeu, moartea prietenului meu cel mai bun stă acolo ca resursă pentru astfel de momente. De cealaltă parte însă, dacă pentru tine nașterea din nou nu a produs nicio modificare, dacă tu continui să minți cum ai mințit înainte, să spui neadevăruri, dacă continui să furi cum ai furat înainte, dacă continui să bârfești cum ai bârfit înainte, dacă continui să urăști, dacă continui să umbli în mândrie cum ai umblat înainte, dacă continui să faci toate lucrurile acelea pe care Ioan le surprinde într-un fel sau altul, nu ești născut din nou, asta îți spune Ioan. Dacă trăiești în păcat, nu ești născut din nou. Ascultați cum ar suna 1 Ioan capitolul 3 cu acea mică modificare, cu introducerea unui singur cuvânt acolo care să transmită mai fidel gândul lui Ioan.
Oricine rămâne în el nu trăiește în păcat. Nu continuă să păcătuiască, versetul 6. Oricine trăiește în păcat, oricine continuă în păcat, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește, observați cuvântul acum, de data aceasta, fratele Cornilescu pune cuvântul trăiește. Cine trăiește neprihănire este neprihănit. Cine trăiește în păcat este de la diavolul. Că diavolul nu numai că păcătuiește, dar continuă, trăiește în păcat. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu trăiește în păcat. Pentru că este născut din Dumnezeu și sămânța lui rămâne în el și de aceea nu poate să trăiască în păcat. Atunci când primești invitația de a veni la părtășie cu Tatăl și cu Fiul, stai în fața acestei mari realități pe care Ioan ți-o prezintă. Păcatul, sfera păcatului. Ca să o înțelegi mai bine, Ioan se leagă de acest adevăr. Dumnezeu este lumină. Lumină nu în sensul undelor electromagnetice, nu. Lumină în pur sens moral, etic. Nu poți să vii la părtășie cu Dumnezeu care este lumină dacă vii cu o viață trăită și trăind în păcat. Da, se va întâmpla să mai păcătuiești. Vezi Ioan 1. Dar Dumnezeu care este lumină, prin jertfa Fiului Său de ispășire, prin mărturisirea ta, te va curăța. Lumina are putere nu doar de a expune păcatul, ci și de a-l curăți. Asta este promisiunea pe care Ioan ne-o face. Dacă vii cu păcatul tău, mărturisește-l și vei fi iertat, vei fi curățit. De cealaltă parte, dacă se întâmplă că viața ta nu are nicio modificare esențială în legătura cu păcatul, dacă nașterea ta din nou, dacă viața ta în Hristos, dacă atunci când spui că ai venit la părtășie cu Dumnezeu și cu Tatăl și cu Fiul, dacă lucrul acesta nu se răsfrânge asupra relației tale cu păcatul, nu te auto-înșela. Dumnezeu nu așteaptă perfecțiune de la tine. Vrea să te ducă acolo. Vrea împreună să crești înspre imaginea celui pe care încă nu-l vezi, dar pe care îl vei vedea odată și când îl vei vedea, vei fi ca el. Dar până atunci vrea să îți schimbi, să te schimbe, să te curățească. Dacă însă relația ta cu păcatul este absolut neschimbată, este la fel ca înainte, păcătuiești cu dezinvoltură, păcătuiești pentru că îți place să păcătuiești. Păcătuiești pentru că nu crezi că păcatul este o chestiune serioasă. Pune sub un mare semn de întrebare pocăința și credința ta. Pune sub un mare semn de întrebare nașterea ta din nou. Pentru că Ioan îți spune, cine este născut din Dumnezeu nu poate să trăiască în păcat. Nu poate ca să aibă un stil de viață, o viață în care legătura lui cu păcatul să nu fi fost radical schimbată de venirea lui la părtășie cu Tatăl. Vreau să-mi pregătesc mesajul de după masă tocmai un ultim gând. Nu am să vorbesc despre
faptul că Ioan revine la ideea păcatului și în partea a doua a epistolei, la fel cum vorbește puțin despre dragoste și în prima parte. Vreau însă să vă atrag atenția asupra acelui mod brusc în care își încheie epistola. Copilașilor, feriți-vă de idoli. Un sfat, o încheiere absolut unică în Noul Testament, vine din senin. Cade din senin. Pentru că nu ne vorbise înainte despre idoli, pare un mod straniu de a încheia o epistolă, fără salutări, fără planuri de a-i vizita și așa mai departe. Deopotrivă însă, faptul că Dumnezeu este lumină și faptul că Dumnezeu este dragoste, vezi după masă, scoate în evidență importanța acestui ultim gând al lui Ioan. Pentru că dacă păcătuiești, păcătuiești dintr-un singur motiv. Ești atras de altceva mai mult decât de Dumnezeu. Iubești altceva mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. În esență, relația noastră cu păcatul poate fi însumată în spatele acestui concept. Păziți-vă de idoli. Păziți-vă de orice vă va atrage mai mult decât vă atrage Dumnezeu. Copilașilor, feriți-vă de acest lucru. Doar așa, spune Ioan, veți putea veni la părtășie, veți putea rămâne în părtășie și doar așa noi vom ajunge la bucuria deplină. Vă invit să-l ajutăm pe Ioan să aibă bucuria deplină. Amin.